Vizionați în continuare pe Exclusiv TV ședința integrală a Consiliului Local din stațiunea Slănic Moldova, județul Bacău. Vizionare plăcută! Ședința se poate desfășura în condiții normale. Supun la vot proiectul de la ședințe anterioare. Dacă sunt discuții pentru acela procesul de verbal, dacă nu cine este pentru, unanimitate, mulțumesc că doar pe domnul președinte de la conducerea. Bună ziua! Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local al orașului Slănic Moldova. Proiectul ordinii de zi este de 7 puncte, pe care îl supun la aprobării. Cine este pentru? La suplimentare avem 8 puncte pe care le supunem la aprobare. Cine este pentru? Primul punct pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar, bugetului local al orașului Slănic Moldova, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022, sursa de finanțare a inițiatorii economii Spațiu Gheorghe, primarul orașului. Dacă sunt discuții? Domnul președinte, dacă îmi permiteți să vă salut și eu, vă mulțumesc pentru... La mulți ani, în primul rând, este prima ședință pe anul acesta, să dea Domnul să fie un an bun, un an cu sănătate, dar și cu proiecte implementate, ne dorim noi, dar măcar pornite, până nu le pornim, nu le putem implementa, cât mai multe în Slănic Moldova și vă mulțumesc pentru că sunteți aici și pentru că vă implicați în acest demers. La punctul numărul 1, aș vrea pentru cei care se vor uita pe materialele respective să clarificăm că excedentul de 5.118.779 este împărțit și nu putem să vorbim că acesta este excedentul nostru pentru că 3.563.000 de RON 0,38 sunt bani pe care noi i-am primit pentru situații de urgență, respectiv încă suntem la faza de proiectare cu podurile Dobru, cu drenul și cu alte obiective pentru care guvernul ne-a dat acești bani, respectiv nu putem să-i cheltuim unde vrem noi. Și din această cauză am vrut să fac precizarea ca să nu se facă o confuzie. Vă mulțumesc! Cine este pentru? Abține. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Serviciului Public Local de Salubrizare rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Aș vrea să precizez aici, dacă îmi permite, domnul președinte, faptul că acești 319.000, practic, se sumează un rămas de excedent din 2021 cu 2022 și în ședința următoare vă vom supune atenției un plan de investiții. Este bine ca echipamentele necesare pentru salubritate să le cumpărăm pe serviciu de salubritate, pentru că el este plătitor de TVA și, practic, se scutește TVA-ul pentru că îl deduce. În acest sens, anticipez puțin, o să mai cumpărăm o mașină cu 7 locuri necesare pentru transportul, pentru serviciul de salubritate în principal, utilaje pentru întreținerea stațiunii și alte echipamente, întrucât vrem să tehnologizăm cât mai mult salubritatea și să îmbunătățim, să aducem eficiență în acest domeniu. Și fără o tehnologie nouă, nu putem să facem acest lucru. Mai sunt discuții? Cine este pentru? Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea conturilor de execuție a bugetului consolidat al
Unității Administrativ-Teritoriale, oraș Slănic Moldova, la data de 31 decembrie 2022. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Discuții, cine este pentru? Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale cuprinse în hotărârea Consiliului Local numărul 197 din 2022 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Dacă doriți să lămuriți, cine este pentru? Se abține cineva? Abține. Abține sau împotrivă? Abține. Deci, 5 abține. 6 abține. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare pentru implementarea proiectului realizarea unui sistem digital de monitorizare și eficientizare a activității de depozitare selectivă a deșeurilor. Insulele ecologice digitalizate la nivelul orașului Slănic Moldova, în cadrul apelului de proiecte PNRR 2022 PC3S1B. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Așa cum am vorbit și în comisie, aș vrea să fac precizarea pentru cei care urmăresc materialul filmat, că intenționăm să facem insule ecologice în orașul Slănic Moldova, în zona blocurilor în principal, pentru că trebuie să facem o colectare selectivă, în primul rând, mai bună decât o facem acum, dar mai important este că există legislație pe care trebuie să o implementăm, plătește cât arunci, și atunci trebuie să limităm accesul la punctele de colectare ale celor care nu au legătură cu zona respectivă. În acest sens, fiecare punct de colectare va deservi maxim 200 de apartamente, respectiv case sau ce locuințe mai avem noi în zona de stațiune, de oraș, și acolo nu vor putea depozita decât pe bază de identitate, adică o să oferim cartele și fiecare vine și depozitează. Suntem obligați să facem acest lucru, de altfel și finanțarea nerambursabilă prevede aceste obligații. Aceste puncte, aceste insule ecologice vor avea inclusiv monitorizare video și celelalte nevoi de a limita pe cât posibil depozitarea de gunoaie neconforme sau de către persoane care nu au nicio treabă cu localitatea noastră, ceea ce la momentul la care ne depozitează ne îngreunează costul, în primul rând, crește costul, dar ne îngreunează și activitatea. Cine este pentru? Abține. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind însușirea atestarea în domeniul privat al orașului Slănic Moldova a unor bunuri imobile. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Dacă sunt discuții, cine este pentru? Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute în favoarea SC del Gaz Gri de sat Târgu Mureș pentru terenul aferent realizării lucrărilor de investiții, extindere, conductă, distribuție, branșamente și PRM, gaze naturale, presiune redusă, strada Teilor, strada Teilor. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Cine este pentru? Trecem la suplimentări. Punctul numărul 1, la suplimentări.
Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual privind acțiunile sau lucrările de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social, conform legii numărul 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și complementările ulterioare pentru anul 2023. Dacă, domnul primar... Dacă îmi permiteți să fac o precizare, este vorba de cei care sunt obligați conform legii să facă ore de muncă, cele mai multe ca și compensația unor pedepse pe care le-au primit, pe care le-a stabilit instanța. La momentul acesta noi avem 5 persoane la ajutor social. Adică nu vreau să profit de ocazie să vă transmit că suntem foarte atenți și nu acordăm ajutor social așa la cei care ar putea să muncească, care ar putea să, în condițiile în care avem atâta criză de forță de muncă, nu vrem. Vrem să păstrăm linia de a fi foarte exigenți pe partea de ajutor social. Mulțumim. Cine este pentru? Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statutului de funcții pentru serviciul de transport public local de persoane, în subordinea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova. Domnul primar, dacă vreți. Aș vrea să precizez, poate cei care văd materialul filmat cunosc persoane care își doresc să-și extindă, care au un loc de muncă și vor să mai să vină, avem nevoie de persoane la telescaun, 2 ore disproporționat, asta înseamnă că vor munci în principal sâmbăta și duminica, când telescaunul nostru funcționează și încercăm pe de o parte să rezolvăm problema necesarului de resursă umană la telescaun, pe de altă parte să oferim și ocazia unor oameni care vor să-și crească veniturile, pentru că 2 ore disproporționat înseamnă încă un sfert din venitul respectiv. Acest lucru fiind un avantaj, o rotunjire a veniturilor celor care vor veni. Vă mai fac precizarea că intenționăm ca să-i angajăm muncitori calificați și să-i specializăm în funcție de nevoile pe care le avem noi. În sensul acesta, el o să trebuiască să fie mecanic sau să aibă o calificare, dar dacă noi vrem să-l facem mecanic trolist sau alte funcții, alte calificări necesare la telescaun, vom suporta de la noi calificarea care în 2 săptămâni se obține, se fac cursuri de calificare în 2 zone din țară pentru asemenea instalații de transport pe cablu și nu vom impune de la început ca să aibă calificare de mecanic trolist sau altceva care ar încurca lucrurile la angajare. Am vrut să fac această precizare ca să să vă spun că ne și asumăm acest lucru. O clarificare, domnul președinte. Aceste persoane care se vor prezenta la concursul ăsta care a spus domnul primar, vor lucra nu chiar sâmbătă, duminică, doar 2 ore? Pe nu, de 2 ore disproporționat. Asta înseamnă că 5 zile de muncă pe săptămână aduc 10 ore de muncă. 10 ore. Asta înseamnă că el, dacă vine și la revizie și la programul de 8 ore a telescaunului și cu toate într-o zi, poate să-și completeze pentru 2 ore disproporționat. Da. Și ori vine 2 zile și nu vine weekendul următor, da. Asta se va stabili pe un acord cu, vă dau exemplu, la momentul acesta noi, programul telescaunului iarna este de la ora 10 la ora 16, respectiv 6 ore, da? O oră de revizie, 7 ore, mai e o jumătate de oră până îl oprește și așa mai departe. Asta înseamnă că el poate să facă iarna 8 ore, dar vara, dacă programul o să fie mai extins de 8 ore, atunci va face 10 ore. Asta este, legislația muncii ne permite și noi considerăm, avem 3 posturi. 3 posturi cu 2 ore înseamnă mai puțin decât un post permanent. Și să mai angajăm 3 persoane, ar fi o povară
pe cheltuiala cu telescaun și nu avem vehiculele necesare, dar poate că este mai ușor să găsim persoane care deja au un loc de muncă, pentru că dacă nu au, o să fim într-o altă situație, trebuie să plătim impostul integral. Adică nu ne mai permite legislația muncii să-l angajăm cu 2 ore și să plătim impostul doar pentru 2 ore. Și atunci o să avem în vedere acest aspect. Este un început, este o dovadă în primul rând că vrem să eficientizăm aceste costuri. Este o consultare permanentă cu șeful de instalații, cu angajații de acolo. Acum, pentru cei care nu știu, avem o persoană care este în concediu medical de 5 luni de zile, avem o persoană care e aproape de pensie, care la fel nu poate să se urce pe stâlpi, nu poate să facă anumite activități. Și atunci suntem cumva constrânși să creștem personalul acolo, dar sunt foarte mulțumit de cum evoluează lucrurile și sunt optimist că lucrurile se îmbunătățesc pe zi ce trece și vom obține rezultate bune și acolo. Vă mulțumim. Cine este pentru? Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului orașului Slănii Moldova. Aprobarea fiind prin hotărârea Consiliului Local din 66 din 29.03.2022 pentru aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Slănii Moldova. Dacă îmi permiteți, precizarea este că practic transformăm un post din muncitor calificat în tehnician, având în vedere că noile investiții, unele dintre ele aprobate, care vor veni la Slănic, dar chiar și echipamentele tehnologice pe care le avem acum, impun pe partea de electricitate, electromecanic, o calificare superioară și atunci înființăm postul de tehnician, în speranța că vom găsi un tehnician care să vină, să preia ce funcționează acum și să participe la implementarea proiectelor pe care noi le avem în curs, ocazie cu care și află despre ce se face, cum se face și cum trebuie să întreținut. Este foarte important ca ceea ce investim să rămână în funcție mai departe, să dăm continuitate. Mulțumim. Cine este pentru? Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului și pentru serviciile publice din subordinea Consiliului Local. Dacă sunt discuții? Pentru clarificarea situației față de cei care urmăresc materialele din Consiliul Local, s-a mărit salariul minim de la 2.550 de lei la 3.000 de lei. Salariul minim brut. Respectiv, noi suntem obligați să creștem salariile și comparativ cu obligația este conform legislației muncii să avem o ierarhizare a acestor salarii. În sensul acesta, trebuie să modificăm salariile ca să nu avem probleme cu neîndeplinirea, nerespectarea legislației. Am avut consultări cu reprezentanții angajaților și este proiectul de hotărâre, este practic concluzia pe care am tras-o, raportat și la posibilitățile pe care le avem noi de a oferi salarii mai mari. Știți foarte bine că suntem restrânși anul acesta de buget și de alte obligații pe care le avem pe partea de investiții, de credite și celălalt aspect. Dacă îmi permiteți să aduc aminte, domnul consilier, că pot exista cazuri de conflict de interese. Consilierii respectivi pot să nu exercite dreptul de vot. Că nu votează. Sorin? Da. Da? Okay. Deci, dacă este cineva care consideră că nu votează,
Trebuie să iasă din sală? Nu, dar nu contează. Să specific că nu contează. Da? Nu contează. Doamna Buțean, domnul Moraru și doamna Botezan. Supunem la vot și se abțin de la vot doi nu votează. Nu, nu votează. Nu votează. Nu votează. Cine este pentru? Trei. Abține? Potrivă? Deci doar cei trei sunt 11 pentru și trei nu votează. Practic, am dat în una din da. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării în abritei cadrelor didactice și personal didactic auxiliar care nu dispun de locuință pe raza orașului Slănii Moldova și își desfășoară activitatea în cadrul unităților școlare din oraș. Discuții? Cine este pentru? Unanimitate. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării indicelui mediu al prețurilor de consum, IPC, aferent anului 2022 față de media anului 2021 cu aplicabilitate în anul 2023 pentru contractele de concesiune și încheiere. Cine este pentru? Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafața de 3174 metri pătrați din proprietatea publică a orașului Slănii Moldova, înscris în cartea funciară numărul 6062787 și identificat cu numărul cadastral 62.787, situat în strada Nemira, în zona plutii de schi, garaje. Discuții? Cine este pentru? Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare a notei de fundamentare a devizului general estimativ pentru realizarea investiției, reabilitare, extindere și modernizare sistem de canalizare, stații de epurare și canalizare pluvială în orașul Slănii Moldova, județul Bacău, în programul de finanțare lansat prin ATM. Da, aici aș vrea să fac câteva precizări. Noi ne-am dorit să facem canalizare și apă simultan, un proiect de canalizare și apă care să abordeze ambele probleme. Pe programul pe care li s-a aprobat, pe Angel Salini, avem 32 de milioane de RON doar pentru apă. Nu ne ajung nici aceștia, dar măcar ne ajung să reabilităm rețeaua de apă. Și acum am găsit culoar de finanțare pe AFM. Am depus 72 de milioane de RON, este suma pe care am solicitat-o, care ne-ar ajunge să practic să extindem canalizarea în cartierele Cerdac, Cireșoaia și în Sastănică, acolo unde nu este. Dar pentru acest program nu suntem eligibili să modernizăm sau să construim stații de epurare. În acest sens, în urma consultărilor cu specialiști, s-a tras concluzia că ar fi bine ca canalizarea din cartierele Cerdac, Cireșoaia, parțial din Cerdac, dar și în totalitate din Cireșoaia, să fie dusă printr-o conductă și să se joncționeze cu canalizarea existentă în Târgu Ocna, dar mai recent există pe master plan un proiect care racordează și comuna Dofteana la stația de la Târgu Ocna. În acest sens, ar fi de bun augur dacă noi am face acest proiect și vom solicita și primăriei Târgu Ocna acordul. Avem așa un acord, ne-am consultat și avem un acord tacit, urmează să treacă și prin Consiliul Local, pentru că și cartierul de la Târgu Ocna, Gura Stănic, nu este încă rezolvat din perspectiva canalizării și atunci ar fi foarte bine pentru ambele localități. Și sperăm ca să primim finanțarea și
să rezolvăm cea mai stringentă problemă la acest moment a stănicului, pe lângă altele importante, dar canalizarea este foarte importantă, pentru că dacă nu avem canalizare, odată poluare și celelalte probleme de mediu, dar și calitatea vieții și disconfortul creat de aceste deversări, dar mai important, nu o să primim aviz să asfaltăm vreo stradă pe care nu avem canalizare. Respectiv, cu cât facem mai repede modernizarea rețelei de apă și a canalizării, cu atât putem să gândim modernizarea străzilor. Mulțumim. Discuții? Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumim. Vă mulțumim și declar ședința închisă. Thank you.